când vorbim despre cei mici, vorbim inevitabil și despre mămicile lor. Să știți că în Republica Moldova, de ceva ani deja, funcționează, ca să zic așa, un proiect foarte util mămicilor. Este vorba despre proiectul Mame Digitale. Am mai discutat în cadrul emisiunii despre ce își propune acest proiect, dar ne propunem să înțelegem ce au mai făcut mămicile digitale în ultima perioadă. Toate răspunsurile le aflăm de la următoarele noastre invitate. Este vorba despre Lia Pogolșa, fondatoare și trainer în cadrul proiectului Mame Digitale. Bună seara, Lia! Bună seara și bine v-am regăsit bine aici! Bine revenit la noi! Și Lia a adus-o cu ea la noi pe Emma Bodarev, trainer în cadrul proiectului Mame Digitale. Emma, bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! Este o plăcere! Și pentru noi, eu am zis că am mai vorbit în emisiune despre proiectul Mame Digitale. Lia tot timpul ne spunea despre ce activități desfășoară. Acum, în perioada aceasta, care sunt direcțiile cele mai importante către care vă îndreptați? Cred că în ultimul an am avut o evoluție foarte frumoasă, pentru că exact acum femeile au avut și mai mult timp să stea acasă și am fost nevoite să readaptăm programele noastre în așa fel încât să le oferim ocazia să-și dezvolte abilitățile, să-și dezvolte pasiunile, hobby-urile pe care le au și să lanseze proiecte pe online. Asta am făcut în ultima perioadă și deja avem câteva ediții de femei, nu doar din Republica Moldova, merge vorba și despre fete de peste hotare, care au pierdut jobul sau au fost nevoite să stea acasă pe această perioadă pandemică și cumva au revenit la afacerile pe care le visau înainte sau le aveau în visele lor. Cam așa a fost această perioadă pentru noi. Aș vrea să ne povestiți câteva amănunte, câteva informații despre câteva mămici care chiar s-au bucurat de succes în această perioadă și au reușit să-și îndeplinească visul. Deci, în general, este o plăcere să vedem că mamele digitale, într-adevăr, evoluează. Și una din primele care, așa să zicem, și-a dat start proiectului a fost Nica. Ea și-a lansat un proiect Vorbește Românește cu Nica. Și anume, iarăși revenim, că pandemia a făcut ca copiii să stea acasă. Ea, știind limba română și fiind profesoară, a făcut o școală online de cursuri pentru copii, da, care anume sunt peste hotare. Deoarece peste hotare a fost, într-adevăr, pandemia mai puternică, da. Și din acest motiv, deci face aceste lecții pe Zoom cu acești copilași și totodată de ce a împins-o pe ea să facă acest proiect este din motiv că copiii uită limba română și apoi nu pot să se înțeleagă cu bunei, cu neamurile și cu toate rudele de aici. Și iată, ea este cea care deja face lecțiile și are succes. Și de asemenea avem și o mamă digitală, este Lucia Vulpe. Ea și-a lansat deja și un maraton online despre a te învăța corect să-ți pui dorințele. Da. Cred că a fost și la voi pe aici și v-a deschis câteva secrete. A fost, mi-o amintesc pe Cel mai interesant este că aceste femei anterior erau în domeniul turistic, spre exemplu doamna Nica. Da. Ea a lăsat afacerea pentru că a fost nevoită și s-a reinventat cu un centru pentru copii, unde era tot cu copiii prietenilor și rudelor și apoi a venit și ideea de proiect online, care nu i-a venit exact în procesul clubului ei, dar în cursul pe care noi îl facem alături de ele. Acolo, din discuții, din mentorat, din 30 alte femei care erau cu noi, hai să faci asta. Uite, am și eu copii în Anglia, uite, am și eu copii în Irlanda. Și ai mei au uitat româna, că vorbim alte limbi, dar nu avem cu cine să practicăm limba noastră. Și așa vin ideile pentru femei. Cred că și Margarita, da, care a fost ieri la noi, tot e, nu e așa? Tot este mama noastră digitală. Tot e mama digitală. Este și ea un caz foarte frumos și evoluează frumos și cred că și-a redescoperit menirea ei să facă util, să aduc ajutor familiilor, cuplurilor sau tinerilor din ziua de astăzi. Așa. Realizează proiecte frumoase împreună cu asociații de studenți sau se încadrează în societatea noastră, chiar dacă curând va pleca înapoi în Londra, de unde ea își regăsește acolo timpul și investește în ea și crește. Foarte curând, în zilele următoare, va avea loc un webinar tot dedicat, evident, mămicilor digitale. Despre ce este vorba? Ce subiecte o să abordați în cadrul de deci, în data de 6 iulie va avea loc un webinar gratuit și anume pe tema cum o mamă digitală poate câștiga online de acasă în 2021. Fiindcă foarte multe femei aud
de faptul că da, se poate de câștigat bani, da, se poate de lucrat, dar ele nici pe alături nu-și dau seama ce ar fi aceasta. Așa că noi în cadrul acestui webinar vom povesti despre ce joburi sunt, ce sume poți câștiga, fiindcă hai și să zicem, sigur, dacă toți asta se întreabă, de ce bani poți face acolo. Și totodată deja vom spune cât timp pe zi îți poate lua acest job, fiindcă unele mame au doar 2-3 ore pe zi. Sau avem, spre exemplu, femei care deja și-au crescut copiii, sunt femei care au un job și au mai multe ore pe zi. Și atât vom explica toate aceste detalii. Totodată noi vom da și un ghid cu peste 50 de idei de afaceri pe online, fiindcă foarte multe femei nu doresc să presteze servicii, dar vor să aibă propria sa afacere. Și aici nu este vârstă. Avem de la 15 ani, părinții invită copiilor să-și dezvolte alte abilități, să-și regăsească acele pasiuni unde ar dori să-și petreacă timpul liber, cât și, cred că și 50 și 60 de ani, doamne din Irlanda, care sunt un exemplu pentru noi mai tinere, da, și ne motivează și ne scoală de la 6 la plimbare sau la sport și ne fac diferite sfaturi de yoga și alte practici feminine, așa că încurajăm toate mamele și toate femeile și studentele, nu neapărat să aibă sau nu copii, noi zicem copiilor celor de pe online sau proiectelor de pe online. Emma, ziceai de domeniile care există și din care se poate face bani și o să te rog să ne spui care sunt cele mai la modă, să zic așa, sau nu la modă, cele mai accesibile domenii pentru mămicile care ar vrea să se implice în asemenea activități. Deci prima care este acum într-adevăr și actuală și solicitată este să fii un social media manager. Da, este o profesie în care este necesar să fii un om universal, însă prin această modalitate poți să iai o sumă fixă lunară de la acel client, să-i faci acele poze, video, să-i faci acele stories-uri, să scrii texte pentru aceste postări și iată să ai grijă de promovarea acestei afaceri pe online. Altă profesie care la fel este solicitată este de a scrie texte. Sunt companii care au nevoie de scris articole pentru diferite site-uri, pentru bloguri. De asemenea, sunt persoane care au nevoie, iată, de aceste texte pur pentru postările lor, fiindcă ei au ideea, dar nu pot să o, adică să o dezvolte. Și dacă să zicem de a treia profesie, aici cred că nu ar fi o profesie, ci mai multe. Toți cei care până acum au profesat ceva, trainer, fitness, da, yoga, cosmetologie, gătit, orice profesie se poate împacheta pentru a face online. Chiar anterior ascultam interviul cu invitata anterioară, da, și zicea de un curs de bucate vegetariene, un curs de pomicultură sau nu știu ce, toate se pot împacheta pe online. Nu e necesar ca studentul tânăr sau domnul X să meargă la școala Y, doar primește acces pe online la linkurile cu lecțiile video și le ascultă în timpul lui când vine de pe deal sau de unde vine el. Așa. Deci, respectiv, toate proiectele care până acum s-au făcut în formă standardă, cu un grup închis de persoane, acum se poate multiplica nu doar la nivel de țară sau de localitate, kilometru 20, cât poți să te deplasezi, sau 50, dar la nivel internațional, ceea ce am început noi deja de când tot încercăm să promovăm partea de online și digitalizarea tuturor proiectelor pe online. Așa că pe toți încurajăm să treacă pe online. Așa. Vă mulțumim tare mult, fetelor, pentru prezență. O scurtă ultimă întrebare legată de webinar. Unde găsim linkul? Unde pe va avea pagina loc? De Instagram, așa, Comunitate Mame Digitale, pe pagina de Facebook Comunitate Mame Digitale. Acolo este webinarul, detalii de link de înregistrare și este gratuit, accesibil online în orice colț al lumii. Perfect. Vă așteptăm. Mulțumim tare mult și vă dorim succes. Mulțumesc.